Statele Unite marchează astăzi 22 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001. Atacul grupării Al-Qaeda asupra turnurilor gemene a schimbat lumea în cele două decenii de când Occidentul a declarat război împotriva terorismului. Comemorările au loc pretutindeni, începând de la locurile atacurilor la World Trade Center din New York, Pentagon și Shanksville din Pennsylvania, până în Alaska. I'm on a plane that's been hijacked. I want to tell you I love you. Please tell my children that I love them very much. And I'm so sorry, babe. I hope to be able to see your face again, baby. I love you. În dimineața zilei de 11 septembrie 2001 au avut loc 4 atacuri teroriste împotriva Statelor Unite ale Americii, soldate cu aproximativ 3.000 de morți, între care și cei 19 atacatori, precum și daune de peste 10 miliarde de dolari. Atacurile au fost atribuite direct grupului terorist islamic Al-Qaeda. Teroriștii au preluat controlul asupra 4 avioane de pasageri, cu care au realizat 2 atacuri în New York City și unul în Arlington, Virginia. Al patrulea atac, care vizea Washingtonul, a ieșuat după ce avionul deturnat s-a prăbușit pe un câmp de lângă Shanksville, Pennsylvania. Oficial american de rang înalt din întreaga țară au participat la evenimentele de comemorare. Prima doamnă, Jill Biden, a depus o coroană de flori la memorialul 11 septembrie de la Pentagon. La Ground Zero, în New York, vicepreședinta Kamala Harris s-a alăturat ceremoniei din piața memorialului și a Muzeului Național 11 septembrie. Evenimentul nu a cuprins însă discursuri din partea unor personalități politice, ci a oferit în schimb podiumul rudelor victimelor pentru o citire de câteva ore a numelor celor de cedați. Alte comunități din întreaga țară aduc un omagiu prin momente de reculegere, priveghi la lumina lumânărilor și alte activități. În Columbus, Indiana, dispecerii de la 911 au transmis mesaje de comemorare către radiourile poliției, pompierilor și unităților de urgență din întregul oraș de 50.000 de locuitori, care au organizat de asemenea o ceremonie publică de comemorare. Ca un alt mod de a marca aniversarea, mulți americani fac în această zi muncă voluntară.